Pe cazul general, spațiul liber poate să fie infinit dimensional. În sensul că dacă avem o particulă și vrem să vorbim de poziția și impulsul particulei, dacă nu impunem restricții, adică nu zice că particula e o cutie sau ceva de genul, sau poate fi o rundă de spațiu, atunci în principiu, valorile poziției și impulse pot avea orice valoare. Și atunci spațiul liber trebuie să fie infinit dimensional, să aibă o dimensiune infinită. Și se pot face calcule în spațiul acesta. Și de obicei, problema asta se întâmplă cu fotoni. În sensul că acele observabile care pot lua valori oricât de mari, sunt, spre exemplu, numărul de fotoni sau faza fotonului sau modul care nu, frecvența a fotonului și așa mai departe. Și putem considera lucrurile acestea ca fiind qubiți. Și putem să facem din nou calcule cuantice și criptografie cuantică, doar că devine matematic mult, mult mai complicat. Pentru că lucrăm în spațiile astea infinit dimensionale, lucrurile sunt mai complicate, dar esența e aceeași. Sunt tot operații unitare, e evoluție dată de ecuația lui Schrödinger și așa mai departe, dar lucrurile devin mai complicate. Deci e interesant lucrul acesta, pentru că foton poate fi făcut cu tehnologie existentă deja și foarte ieftin. În sensul că, pentru a face, spre exemplu, distribuția de chei, protocoalele pe care le-am discutat ieri, aveam nevoie de surse și detectoare de câte un singur foton. Pentru că acei fotoni erau qubiți mei. Și, în principiu, trebuia să primim câte un qubit pe rând și să detectez câte un qubit. Pe când, în modelul acesta cu variabile continue, puteam să folosim pulsuri de la un laser, spre exemplu. Și pulsul de la laser e într-o superpoziție de mai mulți fotoni. Și pot, spre exemplu, să măsor numărul de fotoni dintr-un anumit puls laser și starea respectivă să fie un fel de qubit. Nu e chiar qubit, pentru că putând lua oricâte valori, e ceea ce se cheamă qubit. Adică, mă rog, ar trebui să cheme qubit, că poate să ia oricâte valori, dar e o generalizare a qubit. E, și se pot face lucruri de genul ăsta. Și s-au făcut chiar scheme de distribuții de chei care se bazează pe variabile continue și sunt în continuare sigure în mod necondiționat, deci aceleași principii se aplică, doar că dacă demonstrațiile de securitate pentru alea în spațiile finite erau grele și lungi și așa, pentru astea sunt și mai grele și și mai lungi și pentru multe dintre ele nici n-a fost demonstrat, pentru că toată lumea e sigură că funcționează cu trebuie. Ok. Iar alt avantaj pe care mai prezintă sistemele astea este că uneori obținem timp de coerență mai lungi decât în cazul că folosim clienți individuali și așa. Pentru că, spre exemplu, pulsația de la o clasă e o chestie mult mai stabilă decât o superpoziție de polarizație a unui foton, spre exemplu. Deci, în general, timpul de coerență e mult mai mare dacă folosesc sistemele de genul ăsta. Ok. Cam asta. Deci, adică, dacă ar fi să închei așa, prin workshop nu se termină, mai și ziua de mâine, dar mâine nu prezint eu, deci închei partea mea. Am văzut că calculul și criptografia cuantică se află cumva la intersecția mai multor domenii. Matematică, computer science, filozofie și așa mai departe și fizică, bineînțeles. Și că, în principiu, există potențialul să facem foarte multe lucruri foarte interesante, dar pentru a le face avem multe obstacole de întâmpinat. Unele au fost deja depășite, spre exemplu pentru criptografie și așa, dar pe partea de calculatoare poate ce mai avem deosebit de multe obstacole de depășit. Dar observăm că pe măsură ce trece timpul, domeniul începe să se extindă, apar din ce în ce mai multe aplicații, din ce în ce mai mulți oameni investesc în asta, se documentează, apar și probleme și aplicații mult mai interesante și așa mai departe. Adică, atunci când m-am născut eu, nici măcar nu exista algoritmul pentru factorizare cuantică. Deci doar acum 25 de ani, nu fusese descoperit nici, a apărut câțiva ani mai târziu. Deci, domeniul se dezvoltă foarte, foarte repede. Și eu sunt convins că în timpul vieții mele o să devină destul de mainstream. Adică, cam toată lumea, până să mor eu, toată lumea, toate calculatoarele să fie într-o formă sau altă. Adică, criptografia o să fie într-o formă sau altă cuantică, dar oricum o să fie mult mai bine dezvoltat domeniul și o să fie masacrat. Ei, și vă las cu poezia aceasta care mi se pare foarte haioasă.
factorizare eficientă, un calculator cuantic și Jennifer e soția. Ok, mulțumesc și dacă aveți întrebări. Două întrebări. Deci, da.